Ordinarea Consiliului Local din luna noiembrie, prin discuția primarului numărul 277 din 21 noiembrie, sunt prezenți 13 consilieri locali din cei 15 în funcție, deci este îndeplinită condiția majorității consilierilor prezenți. Rog pe domnul președinte să te mulțumesc. Bună ziua, începem cu supunerea la vot a procesului verbal al ședinței precedente. Și dacă sunt discuții. Cine este pentru? Majoritatea. Avem suplimentul punct pe care să-l citesc acum. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii orașului Slănic Moldova prin Consiliul Local și SCCR-3 din SRL Moldura în vederea amenajării unui patinoar în Slănic Moldova. Deci asta este un punct suplimentar. Sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi? Cine este pentru? Se abține cineva? Mulțumim, la unitate. Supunem la vot întreaga ordine de zi. Cine este pentru? Mulțumim. Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al unității administrativ-teritoriale orașului din Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară pentru luna noiembrie. Mă bucur că avem astăzi pe ordinea de zi obiective care dau semnalul de îmbunătățire a serviciilor, de îmbunătățire a calității vieții în Slănic Moldova. Așa cum am vorbit și ieri în comisii, avem în luna decembrie pe de o parte redresarea economică a localității noastre, având în vedere că am reușit să ne deblocăm aceeași situație cu salariile și să urmăm planul de investiții și alte cheltuieli, așa cum ni l-am propus la începutul anului. Astăzi o să vă aduc în discuție câteva modificări legate, pe de o parte, de imposibilitatea de a cheltui bani la anumite capitole. Vă dau exemplu, proiectul de la capela mortuară, proiectul de la școală, proiectul de la muzeu și centru de informare turistică, întrucât cel care a câștigat licitația nu și-a îndeplinit condițiile, nu a venit să semneze contractul, au trecut cele 60 de zile și atunci noi am reluat această procedură. Procedura va dura până la 15 decembrie, dacă vom semna contractul la 15 decembrie, 60 de zile pe care trebuie să le dăm unui eventual proiectant, ele vor fi în februarie. Respectiv, noi nu vom cheltui acești bani anul acesta. Și atunci îi aducem la în planul de investiții, îi recuperăm de acolo și îi ducem în alte obiective. Așa cum am vorbit ieri în comisie, o să vă prezint câteva obiective care stau, care sunt baza modificării bugetului, rectificării bugetului. Da? Ne propunem să cumpărăm acele căsuțe comerciale pe care dumneavoastră ați aprobat, le-ați aprobat acum un an, mai bine de un an, ca să terminăm cu aspectul inestetic în parcul, lângă locul de joacă pentru copii într-o parte și în cealaltă, să aducem niște căsuțe comerciale uniforme și noi când închiriem, închiriem căsuța cu tot cu teren, în felul acesta evităm ca să vină fiecare întreprinzător cu felul lui de căsuță, cu modelul lui de căsuță, sau chiar dacă le-am impune acest model, am riscat să-l găsim cu jumătate de metru mai lat sau cum e la noi. Aceste achiziții se vor face într-o ordine de priorități. Există o probabilitate
să putem cumpăra tot ce ne-am propus, există o probabilitate să nu avem încasările prezumate, pentru că în acest buget există și încasările lunii decembrie, executări silite și alte acțiuni pe care noi le-am făcut. Spre exemplu, deblocarea fondului de salarii s-a făcut datorită faptului că am reușit să recuperăm de la SECPER la turism SRL suma de 644.000 de lei. Sumă importantă pentru bugetul nostru, aproape 10% din bugetul total al anului 2019. Mergem mai departe, ne propunem să cumpărăm o mașină, un autoturism MCV, Dacia, bineînțeles că sunt și ieftine și fiabile, întrucât Duster-ul pe care îl avem la primărie trebuie să îl, nu-l dăm definitiv, dar pentru situații de urgență, pentru cod portocaliu și roșu, serviciul voluntar trebuie să facă patrulare și atunci mașina asta, noi am casat Aro, pentru că este o mașină veche și energofagă, cu costuri mari și de carburant și de întreținere și ne propunem să redistribuim Duster-ul la și la SVSU și la deplasările lungi și să luăm o Dacia MCV. De asemenea, la poziția următoare, o Dacia Logan cea mai ieftină, pe care să o dăm la compania de apă, să compania de apă nu are mașină cu care să țină relația cu clienții, să se ducă cu facturi, să facă serviciile bancare, să facă alte alte nevoi și atunci ne propunem să achiziționăm și o mașină pentru apa SER. În felul acesta și la poziția mai găsim, apropo de apă, la poziția 23, da? Înlocuim autocompactoare salubrizare cu autoutilitară 3,5 tone, basculabilă. Noi, ca să putem ajunge la toți cetățenii noștri să le luăm gunoiul de la poartă, pentru că este știut de către dumneavoastră și ne pare rău că până acum n-am putut să facem acest lucru, fiecare cetățean plătește sumă egală și cel la care nu ajunge autocompactoarea, mașina de gunoi, cum îi spune în termenii noștri uzual, și la cei la care ajunge mașina de gunoi, respectiv erau inechitate. Și acum vrem să rezolvăm această problemă. Pe străduțele înguste și lăturalnice, tot timpul dau exemplu Pârâul Bradului sau alte locuri unde nu poate să ajungă mașina mare, să mergem cu această mașină mică, sprintenă, și după aceea să basculăm în compactoare și să ducem la Onești tot cu compactoarea, pentru că noi nu avem voie să cărăm gunoaiele cu orice mașină. De asemenea, această mașină va fi folosită pentru colectarea deșeurilor reciclabile și insistăm foarte mult la cetățenii noștri să creștem gradul de colectare selectivă. Respectiv, această mașină va trece și de două ori, dacă este nevoie, pe săptămână, pe la oameni, să strângă aceste deșeuri reciclabile. Pentru celelalte deșeuri, rămânem pe programul pe care am fost și împreună cu tractorul, împreună cu această autoutilitară și cu mașina de gunoi, vom reuși să facem o îmbunătățire substanțială a calității serviciilor de salubritate. Pentru cei care nu cunosc, la acest moment 90% din cetățeni din Sălnic Moldova au câte două pubele pentru gunoi, doi recipienți în care se poate pune într-unul tot ce se poate recicla și în celălalt deșeuri menajer care îl ducem la gunoi și costă, reciclabilul ne fiind pe costuri. Mai vrem să cumpărăm generatoare de curent la primărie și la ISU, centrale termice la școală, la primărie, la apartamentul de la care este proprietatea primăriei și la noi am pus aici și cele două centrale termice de la scara de bloc ANL inundată, în sensul în care dacă reușim să finalizăm cu proiectul de racord de curent electric și să racordăm la gaze, centralele alea avem expertiza specialiștilor că nu se pot repara. La inundații a intrat și în toate injectoarele, în toate plăcile și practic noi trebuie să înlocuim acele centrale. Nu putem să
Noi le-am pus pe situații de urgență, adică în momentul în care vom avea la toate solicitările de fonduri, am trecut și centralele, acum vedem cum vom recupera acești bani, dacă o să-i recuperăm pe situații de urgență de undeva, dacă nu o să trebuiască să-i punem de la bugetul local. Nu este corect ca 32 de unități ANR după atâția ani de zile să nu poată funcționa. Știți că a fost o prioritate a noastră, din păcate până acum nu am reușit să facem în anii precedenți pentru că eram cu conturile blocate. Anul acesta avem avizul de racordare, avem pașii făcuți și sperăm foarte curând să se dea drumul. Mai avem un kit de măsurat performanțe, parametri la apele minerale necesari pentru probe, odată pentru mediu, pentru că trebuie să vedem parametrii apei de pe Valea Sănicului, dar mă refer nu la apa potabilă, care ea este reglementată deja. Acolo este un laborator și se măsoară, mă refer la afluenți, la Sănic și la afluenții lui, dar în același timp avem nevoie pentru explorarea și ulterior exploatarea izvoarelor de apă minerală. Mai departe, ne propunem să cumpărăm imprimante la primărie, să construim niște rampe pentru persoane cu handicap în zona izvoarelor. Deja putem să ajungem până la mofetă sau construim niște rampe, dar de acolo mai sus nu se poate merge și vrem să facem acest lucru. 10 puncte de supraveghere video pe care o să le instalăm în punctele importante pentru monitorizarea, în special a gunoaielor. Pentru că sunt foarte multe probleme pe partea de poluare, de indisciplină și nu avem posibilitatea altfel să vedem dacă astăzi am lăsat curat acolo, dacă mâine vom găsi mizerie cine a făcut sau dacă aruncă, spre exemplu, dacă un agent economic se duce și aruncă gunoaiele la coșul public, noi nu-l putem prinde. Dacă avem camerele de supraveghere, ai un element suplimentar. Avem la seră de îmbunătățit încălzirea, un utilaj de compactare reciclabil, pentru reciclabil. Asta este un utilaj care cel mai probabil o să luăm folosit. Ne-am consultat cu domnul Mocanu, care este specializat pe partea asta, care are cunoștință despre asta și încercăm să luăm ceva, pentru că aceste peturi și ce mai este, dacă le compactăm, le transportăm într-un fel, dacă le aruncăm o mașină, ocupă și volum mare și nu-i bine și la depozitare și la transport. Avem 42.000 de lei pentru de joacă, în sensul în care vrem să îmbunătățim locul de joacă pentru copii din parcul central, locul de joacă orașului nu este acreditat. Deci avem observații de la protecția consumatorului, pentru că nici nu ne mai interesează ce a fost, dacă au fost cumpărate fără acreditare, ne interesează ca mâine, dacă Doamne vrește, se întâmplă ceva, noi răspundem. Adică eu personal răspund prin cei responsabili din subordinea mea și vreau să facem acest lucru foarte repede și la Cireșoaia, la fel, locul de joacă nu este omologat. Bine, ele sunt și foarte vechi și este momentul să le schimbăm. Aici avem 42.000 de lei. Și un set de întreținere a parcului central, vă spuneam ieri, un tractoraj mai mic cu remorcă, cu tot ce trebuie pentru întreținerea parcului și a zonelor de izvoare. Pentru că la momentul acesta, dacă avem nevoie să luăm o cantitate mai mare de iarbă, de ceva, de crenș din parcul central, trebuie să intrăm cu tractorul mare și nu este în regulă să facem acest lucru. Cam astea sunt la investiții, la funcționare, 10 calculatoare pentru primărie, numai avem ultimele calculatoare, s-au cumpărat acum 10 ani, și 10 pentru școală. Avem pachetele de Crăciun, coșurile publice, vom cumpăra de 70.000 de lei. Vrem să îmbunătățim foarte mult punctele de colectare comune, în special în stațiune, unde vom avea câte un container pentru fiecare tip de deșeu, da? Și pe culori, personalizat, ne propunem acest lucru. Dacă o să rămână resurse, o să luăm și pentru vale. Și ne propunem ca în parcul central să nu mai existe
coșuri de gunoi din plastic. Adică vom aduce coșuri de gunoi mai elegante, cu lemn, cu posibilitatea de a pune sacii aceia de protecție și ușor, ușor să intrăm și noi în rând cu luna, cel puțin pe zona de la primărie, la deal, să facem acest lucru. Și mai avem tablouri electric de la școală și alte obiecte de inventar mai mici, scaune, LED-uri pentru iluminat, niște draperii, fișete metalice, de altfel fișete metalice foarte cerute. Deci toate organele de control care vin, anumite documente trebuie să stea în fișete metalice. Și acum, din fericire, sunt și fișete care arată bine. Înainte erau fișetele alea care da, nu erau nici estetice, dar la momentul acesta tehnologia a evoluat și vom cumpăra și niște fișete metalice și niște mic mobilier. Avem în vedere zona de intrare în primărie și zona de la evidența populației. Mobilierul acela este vechi și este și neconform pentru că e o zonă de securitate a documentelor și ni s-a cerut la control să facem o delimitare oarecum între cel care vine să-și ia buletinul și documentele care sunt pe masa respectivă. Astea fiind spuse, consider că am abordat și punctul numărul 1 și punctul numărul 2, lista obiectivelor de investiții, ele fiind legate între ele, m-am simțit obligat să vi le prezint la punctul 1 și în felul acesta rectificarea de bugeturi, după ce se aprobă rectificarea de buget, să aprobăm și modificarea listei de investiții. Dacă sunt discuții, întrebări. Comisie. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Favorabil. Rectificarea de buget. Mulțumim. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul financiar 2019, orașul Nic Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Le-am enumerat pe toate. Dacă sunt discuții la punctul 2. Dacă nu, avizul comisiilor. Favorabil. Trecem la vot. Cine este pentru? Să dea Dumnezeu să reușim să achiziționăm cât mai multe din ce am enumerat aici. Da, noi sperăm să le achiziționăm pe toate și vreau să îmi permiteți să mai le-ați primit în material, da. Dar nu le-am spus. Intenționăm să cumpărăm 10 stații de autobuz prefabricate, da. Nu prefabricate așa cu frumoase, da, ca mijloace fixe. Ele sunt trecute în lista de investiții. Am omis eu să le spun pentru că erau. Înainte noi aveam bani pentru studiu de fezabilitate, pentru reamenajarea stațiilor de autobuz, pentru că acest lucru nu s-a întâmplat încă, vă spuneam eu în comisie, încă măsurăm aceste stații și le așezăm în așa fel încât, odată luate terenurile, să putem cere administrarea acestor stații de la CNAIR, de la drumurile naționale, pentru că este zona lor de autoritate. Din cauza că nu am terminat aceste studii, am luat banii, erau 50.000 la studii și am pus, sau 60.000, erau 50.000 și acum sunt 49.400 pentru stații de autobuz. Adică în lista de investiții apare, doar că apare la poziția respectivă. Mulțumesc frumos! Da. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea contribuției anuale a orașului Slănic Moldova la finanțarea cheltuielilor pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap, începând cu 1.09.2019. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Aici este tariful stabilit de către Consiliul Județean. Nu, Direcția Generală de Protecție a Copilului nu este loc de întors, să spun așa. Nu avem noi calitatea de negociator. Dumnealor fundamentează aceste costuri. Noi avem un singur copil care a ajuns deja major, pletan, dacă nu mă înșel, așa îl cheamă, și trebuie să achităm această sumă. A fost transferat de la copil la adult, dar totuși
Este un tarif pe care vă rog să îl aprobați, pentru că nu avem ce să negociem noi în această speță. Dacă sunt discuții, dacă nu, mă avizul comisiilor. Favorabil. Trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale produse în hotărârea Consiliului Local al orașului Sfânt Moldova, numărul 108, din 29.08.2019. Inițiator, Domnul Baciu Gheorghe, primarul orașului. Doamna secretar general, vă rog să ne spuneți în ce constă acest lucru. Deci, în respectiva hotărâre a fost pus la dispoziție pe TTR Gazgrid mai multe, trei locuri de teren pentru lucrare, iar pe una din ele s-a consemnat că ar fi pe strada Nicolae Bălcescu, în mod corect ar fi trebuit să fie strada Bălciniș. Și atunci, în eroarea materială, este un loc de îndreptare a erorii materiale, constă în loc de Nicolae Bălcescu să fie strada Bălciniș. Da. Aici nu cred că suntem în discuții. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind revocarea unor acte administrative. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Acum câteva luni, mai exact în luna 8-a, la ședința din 29-8-a, v-am supus aprobării concesionarea unor terenuri, respectiv două terenuri lângă Seră pentru acei potențial întreprinzători și un teren lângă stația PECO pentru spălătorie. Prefectura ne-a notificat, pentru că suntem sub aceeași incidență care spune că înainte de a supune aprobării Consiliului Local, aceste terenuri trebuie dezmembrate, chiar dacă sunt intabulate, trebuie dezmembrate cu pătratul respectiv. În situația asta, proiectul este să revocăm acele acte. Nu avem nicio repercusiune pentru că acei întreprinzători n-au mai venit și de astăzi înainte o să încercăm să facem lucrurile puțin mai atent, adică în momentul în care vine un întreprinzător să analizăm foarte bine dosarul și să cerem doar acolo unde suntem siguri că acest întreprinzător va face investiția, pentru că altfel vom dezmembra niște bucăți de teren la cerere. Și după aceea, când vine un alt solicitant cu o suprafață mai mare sau mai mică, trebuie ori să alipim, ori să-i dezmembrăm și intrăm într-un cerc destul de greu. Din punctul ăsta de vedere, codul administrativ cred că a îngreunat, adică nu cred, sigur a îngreunat posibilitatea ca să mai închiriem. Pentru că înainte era normal. Făceam aprobarea, la testam, făceam aprobarea, după care, în final, după ce venea licita, câștiga licitația, noi dezmembram la final. Respectiv, nu ne afecta din punct de vedere al cadastrului acest teren. Nu cred că sunt comentarii aici, nu vreau să intrăm în alte zone de litigii și chiar astăzi, apropo de asta, am primit pentru stația PECO de la instanță, de la Bacău, am primit că trebuie să revocăm. Adică, cel mai probabil, la ședința următoare, vă voi supune atenției revocarea și acelui act administrativ și parcurgerea pașilor, care sunt mult mai greoi, mai anevoioși, dar, din păcate, asta este legislația. Noi suntem aici să o respectăm, nu să o încălcăm. Da, da. Avizul comisiilor pentru punctul numărul 5. Trecem la vot. Cine este pentru? Nu, eu m-am obținut atunci. Nu, asta e vorba de asta trei. De revocare. Revocarea celor trei acte care au venit acum. N-are legătură cu stația. După aceea, revocare. Trecem la punctul numărul 6. Prezentarea raportului de audit financiar întocmit de Camera de Conturi Bacău în urma acțiunii audit financiar asupra contului anual de execuție bugetară pentru anul 2018 la UAT Slănic Moldova. Prezintă economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. La punctul 6 este auditul, îl aveți la mapă. La punctul 6 este proiectul de hotărâre pentru rezolvarea acestor probleme. Vreau să vă spun dumneavoastră și cetățenilor că nu sunt probleme grave. Unele dintre ele deja au fost rezolvate, altele se vor rezolva în termen. Adică dacă acum 3 ani, când eu am ajuns aici și Curtea de Conturi era și ne-a lăsat un dosar așa cu multe probleme, de data aceasta Curtea a constatat că cele mai multe dintre problemele lăsate au fost rezolvate în acești ani
Și vă amintesc doar plata sumei de 480.000 de lei către statul român din bugetul local. Adică nu probleme ușoare. Unele dintre ele încă sunt în anumite litigii, da? Cum ar fi motorina sau alte aspecte, și altele mai avem de îmbunătățit. În orice caz, ca aspect general, vreau să vă spun că lucrurile s-au îmbunătățit substanțial, fapt recunoscut de altfel și la discuțiile pe care le-am avut. Avem acum regulament de ordine interioară, regulament de organizare și funcționare, avem control intern managerial, avem structurile așezate, puse la punct, cu fișa postului, cu toate celelalte aspecte și, după cum constatați și noastră, ne strânim ca pas, zi de zi, pas cu pas, să facem lucrurile mai bine. Avem reglementată apa, avem reglementată salubrizarea, avem licențe, avem îmbunătățiri substanțiale la mai multe capitole. Aici nu se supune la vot, fiind o prezentare. Trecem la punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Camera de Conturi Bacău în urma acțiunii audit financiar asupra contului anual de execuție bugetară pentru anul 2018 la UAD Sânic Moldova, inițiatorii condus Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, acolo sunt enumerate acțiunile pe care le vom întreprinde și termene și alte aspecte date de... Dacă sunt discuții, dacă nu sunt, avizul comisiilor. Favorabil. Cine este pentru? Se abține. Domnul Domnul, să mai abține cineva? Mulțumim. Trecem la punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al orașului Slănic Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. În sfârșit, după mai bine de un an de muncă, s-a reușit practic crearea unui nomenclator stradal nou, într-o mare, nu în mare proporție, nu știu, 30%, 20% străzile sunt noi. După cum știți, legea din 2003, care reglementează această activitate, prevede ca fiecare UAT să aibă făcut acest nomenclator. Noi, după Revoluție, nu s-a făcut nimic în sensul de a denumi străzi noi și numai gândiți-vă la camping câte străduțe avem și pe unde sunt, dar și de a reașeza străduțe, străzi care au bifurcații. Numai strada Bradului are 7 străduțe. Legea spune că o stradă începe în punctul A și se termină în punctul B. Acest nomenclator nu aduce repercusiuni la acest moment în ceea ce privește, că lumea trebuie să schimbe buletine sau să facă anumite acțiuni, dar ne ajută pe partea de autorizare pentru asfaltare, pentru că unul dintre condițiile, dintre avizele care se cer în momentul în care vrei să asfaltezi o stradă, este avizul de la structura care te întreabă, ai nomenclator stradal aprobat de UAT? Ai? Primești. Nu ai nomenclator? Nu primești. Și din cauza asta a fost o prioritate pentru noi să facem acest lucru, dar și în perspectiva planului urbanistic general. După cum știți, planul urbanistic general este contractat de aproape 6 luni de zile, el este în lucru și în planul urbanistic general noi trebuie să și reglementăm pe fiecare din aceste străduțe și le vom da pe denumirile noi, respectiv în punctul nostru, care sperăm noi, mai avem un an și jumătate de contract, să se finalizeze. Fiecare străduță va fi denumită și reglementată conform cu acest nomenclator stradal și ușor, ușor, poate în 5 ani, poate în 10 ani, vom ajunge ca cei care sunt supuși, de exemplu, dacă îi spune strada, acum îi spune strada Nemira, noi o să punem pe plăcuța aia, că următoarea etapă este să punem pe fiecare stradă, să punem plăcuțe pe care să scriem strada, noi o să spunem dedesubt, fostă Nicolae Bălcescu. Este primul pas care se va face. După ce vom face aceste denumiri, după aceea lucrurile evoluează pas cu pas. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru?
trecem la punctul suplimentar. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii orașului Slănic Moldova prin Consiliul Local și SCCRS Trading SRL Mărgura în vederea amenajării unui patinoar în Slănic Moldova. Inițiator, economist Paciu Gheorghe, primarul orașului. Așa cum v-am comunicat și în ședința precedentă și dumneavoastră v-ați dat acordul, avem oferte pentru a cumpăra patinoar nou sau pentru a închiria, dar avem și o ofertă pentru a doar a oferi terenul, curentul și apa, cum am bănuit noi pot să fie. Spre exemplu, un patinoar nou costă 59.000 de euro plus TVA. În situația că l-am cumpărat, ar trebui să-l administrăm, să-l instalăm, să-l dezinstalăm, să-l depozităm. Noi nu avem acești bani, vă dați seama, dar lucrurile sunt și de altă natură, că proiectul cu patinoarul este aproape gata. Patinoarul pe piațeta asta, pe teatru de vară, cum îi spunem noi, și nu se justifică acum să luăm în calcul, chiar dacă am avea bani, dar nu este cazul. Mai avem o ofertă cu 100 să-l închiriem, dar să-l exploatăm noi, pentru asta îți trebuie. Îți asum toate obligațiile vis-a-vis de norme, de caserie, de ce înseamnă patine, bilete, toate aspectele astea care noi la momentul acesta nu avem logistica necesară, angajații. Și la punctul 3 vine această firmă cu care v-am propus să ne asociem, care spune că estimat costul va fi nu mai mult de 48.000 de lei la curent. La apă avem în jur de 1.000 de lei, pentru că ea se umple odată instalația și după aceea foarte puțin se mai dă cu apă să... Da? Și să punem la dispoziție suprafața de 700 de metri pătrați de teren pentru un patinoar de 600 de metri, diferența fiind necesară pentru unde închiriază patine, unde e vestiar, unde se schimbă încălțămintea și ții patinele și un spațiu pentru ce ai, pentru ce activități din astea legate de această activitate. Nu avem în contractul de asociere exclusivitate, respectiv, noi intenționăm să facem servările zăpezi de data aceasta acolo. Apropo, patinoarul este propus a fi instalat pe terenul de sport, în partea dinspre parc. Și atunci, cum a fost și astă vară la zilele Slănicului, scena și toate celelalte, dacă reușim să avem vreme potrivită și finanțare, să organizăm serbările zăpezii, le putem organiza sus acolo și tot spațiul ăla de teren de sport să fie un spațiu unde să se desfășoare activitățile astea. Și vreau să mai fac precizarea că toți acești bani vor fi din taxa specială pentru turism. Respectiv, noi considerăm că patinoarul este un element de promovare și de atragere de turiști și este normal ca din această taxă să plătim aceste cheltuieli. De asemenea, avem în ofertă și în fiecare marți 300 de copii sau nu știu cât au rămas după negocieri, dar oricum este în fiecare marți. Nu spune numărul. Elevii și preșcolarii, elevilor și preșcolarilor, în fiecare zi de marți între 12 și 17 este gratuit, respectiv, și copiii turiștilor, dar și copiii noștri vor avea acces gratuit. Noi inclusiv am obținut promisiunea că și echipamentul necesar pentru copiii de pe valea noastră va fi oferit, patinele vor fi oferite gratuit. Toate aceste avantaje la un loc compensează cu siguranță cheltuiala pe care ne urmează să o facem și cum am discutat și ieri în comisie, dacă vom cheltui 40.000 sau 50.000 sau 60.000, noi de acolo plecăm cu restul cheltuielor din taxa de promovare pe care o încasăm anul viitor. Adică de anul acesta vom face acest mod de distribuire a sumelor de la începutul anului, în așa fel încât nu păstrăm numai pentru zilele Slănicului sau pentru fanfară sau pentru câteva evenimente. Avem un plan foarte bun și vă asigur că anul viitor vor fi mult mai multe evenimente și o să avem și o promovare, dar și un aspect al izvoarelor, pentru că taxa specială se referă la amândouă aspectele. În contract o să vedeți că am pus 2 luni de zile, doar pentru faptul că dacă este la sfârșitul lunii ianuarie se estimează că luna februarie va fi călduroasă, ca să nu cheltuim bani de la pe curent, dacă e cald afară, sunt 10 grade,
Poate nu arul funcționează, dar îl consumă mult. O să luăm o decizie la sfârșitul lunii ianuarie, în funcție și de ce spun agenții economici și de alte aspecte, dacă îl păstrăm și în luna februarie. Deocamdată ne-am angajat pe 2 luni de zile și a treia lună va fi în funcție de decizia pe care o să o luăm la momentul respectiv. Această firmă ne-a asigurat că maxim pe 10 decembrie patinoarul va funcționa. Respectiv, într-un termen scurt, dacă dumneavoastră sunteți de acord astăzi să facem acest parteneriat, într-un termen scurt lucrurile se vor așeza și vom avea încă un punct de atracție în localitatea noastră. Dacă sunt întrebări. Dacă nu, avizul comisiei. Domnul Team. Da, deci acest patinoar va asigur că nu aduce nicio prosperitate agenților economici care au contribuit din plin la această parte de stațiune, pentru că chiar dacă vin copii, chiar dacă așa, e o chestie foarte mică vis-a-vis de cheltuielile care sunt. E vorba de 400 și ceva de milioane numai energie electrică. Și dacă se dorea un experiment, era bine să faceți din banii consiliului local, banii aceștia pentru un fundul necesar, să fie pentru un fundul necesar, pentru izvoare, pentru că au fost destinați. Patinoarul nu este în fundul necesar, iar eu am spus în proședință de consiliu, dar niciodată, de câte ori am propus ceva, nu s-a materializat, pentru că probabil noi cei care suntem sau am fost în opoziție, eram cifre neglijabile. Am spus că există pe posturile de televiziune și chiar pe radio reclame ale stațiunilor și din banii ăștia să facă reclama stațiunii. Pentru că dumneavoastră ați și pe post la ProTV, dar succesul a fost într-o oarecare măsură. Eu nu am menirea să comentez și nici nu doresc. Însă reclama stațiunii nu putea fi făcută doar prin dezvinovățire și ce ați mai spus dumneavoastră acolo. A doua chestiune este că am zis să facem ceva care să fie wow pentru județul Bacău, pentru că patinoarul nu ne aduce atâția bani, cât să-l amortizăm măcar și nu se dorește. De asemenea, sunt foarte multe alte activități de a reclama stațiunea Zălim Moldova. După cum aș vrea să nu fiu înțeles greșit și niciodată nu o să îmi permit să critic pe alții în copii, dacă vrem noi să fim altfel. Vedeți, stațiunea Sovata nu oferă decât 2 luni de terapie, dacă vreau să mă refer. Terapie, și când zic terapie, zic tratament medical cu resurse naturale, noi oferim 210 luni și ei sunt pe primul loc în, când auzi prin țară, peste tot, la toate congresele de balneologie, peste tot, Sovata, Sovata. Ca să vă spun, poate cineva nu este informat, bazele de tratament sunt asemenea. Din contra, noi mai avem și alte avantaje cu aceste izvoare care ne tratează oamenii din punct de vedere al aparatului digestiv. Ei nu au așa ceva, ei au doar împletesc tratamentul gelicologic care se mai face cu cel respirator acum colaborat cu Mina Prime. Noi avem și noi Mina Salina și în același timp aș vrea să fac precizarea cadrul natural al Sfânicului Moldovei ajută mult mai mult Sfânicul decât Sovata. Am dat exemplu ăsta pentru că peste tot vezi Sovata și sigur că dacă luăm în considerare că cea mai mare unitate de acolo, Danubius, este patronată de patroni care sunt evrei, știu să facă comerț, știu să facă turism, noi putem să învățăm și să facem și noi. Deci eu spun că cine își asumă să cheltuie din această taxă asemenea sumă care nu se amortizează măcar, sau nici nu cred că o să scoate jumătate din suma care o să fie cheltuită, eu de asta m-am abținut și spun că
nici de data aceasta nu ați consultat mediul de afaceri care dă banii aceștia. Și după ce se face, nu are sens să mai, mai consultați, că veniți cu chestiunea că s-a aprobat în Consiliul Local. Și așa că eu consider o, o chestiune care, dacă Consiliul Local vrea să facă asemenea lucruri pentru localitate, mai ales că aveți bani, era ceva, probabil era o chestiune asumată de Consiliul, de primar, dar prin banii ăștia nu cred că ei sunt meniți să-i aruncăm așa pe fereastră. Bun. Vă răspund pe lângă domnul consilier. Da, nu trebuie să-mi răspundeți eu. Dar vă rog să nu mă întrebeți acum, pentru că urmez, eu am primit niște observații și vreau să vă răspund dacă îmi permiteți să facem această regulă a dialogului în continuare, la nivel așa de bun simț. Taxa specială este, ați amestecat izvoarele și cu parcul, noi avem toți banii pe care îi strângem din taxa specială se împart în două. Banii de la izvoare îi folosim la izvoare, banii din promovare îi folosim pentru promovare. Noi considerăm că patinoarul este un element de promovare, atât pentru turiștii care lasă 3 lei la recepție pe noaptea de cazare, care, apropo, la dezbaterea publică, rămâne aceeași taxă anul viitor, adică nu este mai mare, și vom încasa bani și din parcare, pentru că foarte mulți turiști, foarte mulți riverani vor veni cu copiii să patineze la Stănic Moldova și vor parca mașina și lasă 3 lei sau 10 lei pe zi. Estimatul nostru este estimativ așa și să știți că m-am consultat cu agenții economici. Dumneavoastră ați fost informat la ședința trecută. Dacă orice consilier vrea să, când află despre patinoar, despre ceva și vrea să facă o dezbatere, este liber. Este chiar fișa postului consilierului să facă acest lucru. Eu vă asigur, uitați, dacă vreți, sun acum un întreprinzător care vă va spune, este extraordinar să facem patinoar la Stănic Moldova. Punctul dumneavoastră de vedere este că nu este. Eu supun atenției și dacă dumneavoastră votați da, eu fac, dacă votați nu, nu fac. Dar în niciun caz, domnul Munteanu, noi la momentul acesta care n-am reușit să oferim la cetățenii noștri pe vale mare lucru, nu avem bani din bugetul local de dat pentru patinoar. Spre exemplu, am putea să dăm pentru asfaltarea străzilor din bugetul local, am putea să dăm pentru amenajarea unor zone la cetățeni, toate celelalte. N-aș vrea să fiu răutăcios, dar în următorii 5 ani de zile, Stănic Moldova nu are bani de la bugetul local pentru patinoar. Și atunci, tot se strânge taxa asta, tot va crește anul viitor, pentru că vom crește gradul de colectare, pentru că vrem ca tot turistul care doarme acolo să dea 3 lei pe zi. Eu sunt sigur că din 250, anul acesta, taxa de înfrumusețare este 250.000, vom avea 50.000 la anul, la anul sper să fie 350.000. Pentru promovare TV, anul acesta s-a făcut promovare TV, e adevărat că s-a făcut și reclamă negativă, care cred că a contat poate mai mult decât promovarea noastră. Aici aș vrea să fim solidari, adică nu, primarul se zbate să promoveze, avem contract Mompesa cu televiziunea Tele Moldova și a venit, a filmat. Poate toți ați văzut pe televiziunea asta, dar avem și situații în care vine cineva și ne trage în urmă, da? Ori facem promovare toți, ori ne concurăm care face, eu muncesc să fac promovare și altul muncește să facă denigrare. Pentru Sovata versus Stănic Moldova, eu vă asigur că întreprinzătorii din Sovata sunt solidari cu primarul, nu sunt oponenți. Nu primar, să-mi spuneți mie vă spun dumneavoastră, că primarul de la Sovata este prietenul meu. Și vă spun detalii despre cum discută și un amănunt așa, poate trebuie spus, poate nu. Fostul primar de Sovata este acum președintele Consiliului Județean și nu, e același lucru. Adică un lucru nu poți să știi mai bine sau mai puțin bine. Știu mai bine că știm sau nu știm. Sovata și am stat cu el de vorbă bun. De mai multe ori. Bun. Vă e drag Sovata, dar vă aduc totuși, trebuie să vă aduc în atenție că dumneavoastră prima dată ați fost întreprinzător de Stănic și după aceea de Sovata. N-am spus că mi-e drag și Stănic, cum vă este dragă Sovata, să vă fie drag și Stănicul. Deci eu am spus că această acțiune este promovată, noi nu suntem promovați. Iar eu am spus așa, patinoarul nu este rentabil. Și dacă este vorba de taxa de înfrumusețare și de reclamă, atunci pentru asta să fie, nu pentru patinoar. Eu vreau o firmă să vină la Stănic. Dacă nu facem regula dialogului... Data trecută a fost în pierdere.
Domnul Munteanu, nu am fost în pierdere. Ba da? Cine v-a spus că am fost în pierdere? Aveți dumneavoastră... Domnul Munteanu, că până la urmă eu sunt economist, nu sunt făcut de el. Diplome cumpărate. Deci, vreau să zic că asta este... E treaba mea să aflu cum ați făcut dumneavoastră facultatea. Eu 50 taxa aceasta, la noi 3 lei. Domnul Munteanu, nu este problema mea unde ați făcut. Dar este problema noastră că noi avem probleme cu turiștii care își fac... Cheltuim la taxa de stațiune. Asta nu. Noi cheltuim un timp prețios al acestor oameni. Nu cheltuim timp. Trebuie să spunem lucruri pe nume. Păi și lăsați-mă să vă răspund. De ce în fiecare ședință? Eu, dragi consilieri, de astăzi înainte, toate problemele domnului Munteanu o să fie date răspuns scris ca să nu mai cheltuim antena domnului Munteanu. Nu fac aici discutere. Dar nu am nicio problemă. Uitați. Nu eu vreau. Nu eu vreau. Dacă dumneavoastră vreți să-l facem, dacă nu vreți, nu-l facem. Și apropo de orășelul copiilor, dacă aveți informații, cu tot ați propus, căutăm de 3 săptămâni acele figurine și nu găsim nicăieri decât chinezării și gonflabile. Cum să pun eu nu știu ce figurine și noaptea am scos curentul și ce fac cu ele? Adică, dacă aveți, când faceți o propunere, dați-ne și sursa. Păi le-am văzut acolo, le produce firma cu tare, le găsești undeva, ca să nu... Chiar îmi doresc să facem orășelul copiilor. Și cât de profitabile sunt? Nu. Orășelul copilor nu trebuie să facă profit. El trebuie să adauge pe lângă celelalte aspecte, cum adaugă și patinoarul, că e greu de spus cât ar veni pentru patinoar, cât ar veni pentru orășelul copilor. Domnul Munteanu dorește orășelul copilor. Eu vreau și orășelul copilor și patinoar, dar deocamdată pentru orășelul copilor avem buget, dar nu avem sursă pentru aceste... Dar să facem ceva serios, că altfel luăm 2 reni și nu știu ce plaiații pe acolo și un Moș Crăciun. Da? Și mi-aș dori ca acest parteneriat pe care eu îl invoc tot timpul să fie lucrativ, adică v-aș ruga pe dumneavoastră agenții economici, sunteți mai mulți în sală, să încercăm din momentul în care s-a lansat ideea și am lansat-o de 3 săptămâni, mai bine, ideea că facem patinoar. Doamne, colaborați în așa fel încât să găsim soluția cea mai bună, pentru că Baciu nu are un furnizor de patinoar sau o înțelegere cu cineva să mă... Nu, n-am o problemă cu asta. Și vă spun cu sinceritate, îmi pare rău că n-am făcut și în anii trecuți, că m-am luat după criticile care s-au făcut, că nu știu ce, dar sigur, un patinoar la Stănim Moldova nu este patinoar la Comănești, nu este la Târgu Ocna, nu este la Onești, da? La Bacău nu știu, poate o să fie și o să fie la Stănim Moldova. E clar că cei care patinează o să fie la Stănim Moldova, oameni buni. Și când pârtia nu funcționează și la vine și astăzi se închide, că nu este în zăpadă, poate îi place să patineze și va patina. Așa ar trebui să punem problema. Pentru că văd că dumneavoastră și dumneavoastră excelați prin a contra toate aceste inițiative. Veniți, oameni buni, cu inițiative și le punem pe masă, le analizăm, le bugetăm și le punem în aplicare. Nu este scopul meu nici să fac patinoar, nici să nu fac patinoar, scopul meu este să dezvolt această localitate, cât sunt eu primar, vă asigur că voi face toate demersurile. Și ideea dumneavoastră cu televiziunea o să o pun în aplicare și o să facem... Dar nu Tele Moldova. Nu, o să facem un contract. Avem Agro TV, spre exemplu, o ofertă. Avem, bun, televiziunile naționale sunt televiziuni la care ajungi greu. V-am da? Zis, B1 TV face reclamă foarte ieftină și... Este o propunere că n-am luat-o în seama. Aia e reclamă, nu... Bun. N-aș vrea să intrăm în zona asta, pentru că... Ba da, pentru că noi strângem banii, domnul primar. Nu, domnul Munteanu, da. Zona de rating. Eu nu știu dacă B1 TV are rating mai mare decât Pro TV sau deci decât ăla. Tele Moldova are mai mare... Bun. Eu știu doar că Tele Moldova este o televiziune regională și că turiștii noștri sunt regionali cel mai mult, da? Asta știu eu. Dacă dumneavoastră știți altceva, nu știu, nu am o... 30 ceva de ani. Bun, să ne întoarcem la patinoar, să zic. Vei. Avizul comisiei. Favorabil. Cine este pentru? Favorabil. Se abține cineva? Domnul, să mai abține cineva? Mulțumim, trecem la ultimul punct, diverse. Da, de la punctul diverse, am anticipat puțin când am discutat de acele concesiuni. Vă informez că am primit comunicarea pentru ca în termen de 25 de zile să punem punct de vedere pentru concesiunea de la, de la PECO și
analizând așa lucrurile, desigur că o să avem o ședință extraordinară în începutul decembrie, ne încadrăm în cele 25 de zile și o să vin cu propunerea în așa fel încât să facem ce este mai bine pentru localitatea noastră, dar să respectăm și legea care, această zonă gri, aș spune eu, care s-a creat, că practic noi am aprobat încă o dată această concesiune înainte de a fi dat codul administrativ, da? Normal, trebuia să urmăm pașii și așa mai departe. Ia ca cineva ne întoarce, nu vreau să comentez din ce cauză, vreau să vă asigur doar, v-am informat că suntem notificați și la următoarea ședință voi veni cu un proiect de hotărâre prin care voi argumenta punctul de vedere al juriștilor noștri, al celor care se pricep la treaba asta și vom spune atenție și aprobări, bineînțeles, ce vom face cu această situație. Eu vă mulțumesc. Da, vreau să transmit cetățenilor noștri și vă invit și pe dumneavoastră pe 1 decembrie la ora 14. Ora 14 pentru că este duminică și se slujește și lumea să aibă timp dragocenice părinți să-și termine slujba, ce mai au acolo omeniri. La ora 14 vă așteptăm. Am reușit să renovăm puțin cimitirul eroilor. Poate sunteți curioși să vedeți cum arată renovat. Cu bani puțin, dar am considerat că este de o obligație de respect. În același timp, am privit de la Cultul Eroilor, discut mereu cu domnul Solomon, care este președintele la Cultul Eroilor, această obligație noastră de a întreține aceste monumente și pe protocoalele, dacă vă interesează, pot să le dau, pe protocoalele cu țările co-beligerante, să le spun așa, există stipulat că fiecare OAT își administrează pe raza lui, indiferent dacă este cimitir rusesc, nemțesc, turcesc, nu știu, unguresc, și am făcut un minim gest de a amenaja acest monument și urmează și la Cerdac și la Cireșoaia. Noi la Cerdac avem de înălțare și la Cireșoaia de în timpul Paștelui acel traseu, acel lucru pe care mi-am propus. Eu vă mulțumesc mult. Dacă alte aspecte legate de diverse... Nu am. S-a finalizat proiectul cu CNI-ul. Avem toate avizele. Apropo că ați aprobat dezmembrările alea. Avem toate avizele. În câteva zile suntem în măsură să ne prezentăm la Compania Națională de Investiții cu documentația 100% conform cerințelor dumnealor și urmează aprobări la MEDERAP și la forurile de resort și sperăm noi ca la începutul anului viitor să se aloce bani și să țină licitația pentru reabilitarea torenților. Celelalte proiecte decurg, așa cum ați văzut, încercăm să înfrumusețăm puțin localitatea de sărbători. M-am alocat niște fonduri și aici, o să îmbunătățim și în parcul central. Aproape e gata cu pavelele alea, cu trotuarul, cu calea de acces. Avem și alte zone unde ne-am propus să îmbunătățim, pe strada Bălcescu, pe lângă apă și ce ne-a spus doamna consilier Tudoreanu. La izvoare lucrurile sunt pentru anul acesta finalizate. Intenționăm să avem un concurs de idei pentru ca fiecare izvor să aibă pe lângă numele pe care îl are, să aibă și un nume de sfânt și îmi doresc acest lucru ca, dacă dă Dumnezeu, până la Paști să facem aceste sfințiri și să le denumim, odată cu obținerea licenței de exploatare să arate și aceste surse altfel și pas cu pas o să vedeți că noi ne vom așeza, avem bugetul pus la punct, avem, suntem sustenabili, adică noi cheltuim mai puțin decât câștigăm, adică nu ne-am îndatorat, avem creditele plătite la zi, avem obligațiile plătite la zi și vreau să rămânem pe linia asta. Pentru că ar fi foarte ușor să împovărăm localitatea, de fapt nu împovărăm primarul, împovărăm o localitate. Printr-un credit sau prin niște măsuri incorrecte și foarte repede voi veni la dumneavoastră pentru expropiere în interes public a celor terenuri de la izvoare, care încă mai suntem în litigii și procese și așa mai departe. Sper să avem resursele necesare și să facem acest lucru și, bineînțeles, exproprierea în interes public a cazinoului, care este măsura, o concluzie dată de specialiștii juridici, că ar fi
ar fi singura cale prin care foarte repede să intrăm în posesia lui. Vă spun că în momentul în care s-a aprobat exproprierea, din momentul acela am transferat banii și a doua zi intrăm în posesia acestor obiective. Nu trebuie să, dacă el vrea să ne ducă prin instanță, noi suntem deja a doua zi cu posibilitatea de a funcționa sau a fi proprietari acolo și la sfârșitul procesului, când se va termina, dacă va fi un proces, noi sperăm să facem amiabil acest lucru, atunci se va stabili ce se va întâmpla. Până la urmă, obiectivul nostru este să funcționeze cazinoul, care este obiectivul numărul 1, practic, în afară de izvoare, de tratament, care nu este de lângă izvoare s-a dezvoltat, dar cazinoul, ca mândrie, ca și poză, ca și simbol al localității, este numărul 1. Și atunci, la fel cum a fost reglementat în punctul vechi și hotelul Racoviță și alte obiective importante vor fi trecute ca și obiective istorice de interes local. Nu este corect ca hotelul Racoviță să nu fie obiectiv istoric de interes local înregistrat. El a fost în punctul vechi, dar nu a fost trecut în listă. O să trecem în punctul nou, o să reglementăm și vă invit, apropo de punctul nou, să avem niște dezbateri publice, vă invit să veniți să vă spuneți punctul de vedere, pentru că vom reglementa și culoarea, paleta de culori, de tâmplărie, de clădire, nu mai face fiecare ce țigăneală avea în localitatea asta, da? Gusturile sunt diferite, nu eu sunt cel care voi stabili culorile, o să fie echipă de experți, de arhitecți. Și dacă s-a stabilit culoarea albă, va fi culoarea albă noi. Și o respectăm cu toții, pentru că dacă bine știm, în străinătate, în țările pe care noi le invocăm tot timpul, asta este o bază. Nici la casă nu spui gard de care vrei, nici fereastră de care vrei, nici acoperiș de care, numai noi facem toate aceste lucruri și de multe ori șocant așa. Încă o dată, gusturile nu se comentează, dar astea se restaurează, practic, cum au fost ele. Sigur, deci ele trebuie făcute. În 88, care nu au fost restaurat. Da. Cu pictor, cu dacă l-am fi fost, da. Cred că era o ruină acum, că a rezistat. Acel din Constanță. Da. Eu vă mulțumesc frumos. Vreau să spun o chestiune. Da. Am spus-o și încă în două ședințe. Avem posibilitatea de CNI să facem stadion. Nu ne trebuie decât să avem intabularea de la terenul de la acel poligon de tragere și să avem actul de proprietate. Și bineînțeles, cel 5% care o să fie și zic eu, dacă cineva are curajul să mă contrazică, încât să documenteze, stadion în Slănic Moldova ar fi un plus pentru tot ce înseamnă restaurante, cazare și pentru că putem să ținem și diferite campionate sau cupe în oraș aici și e o posibilitate foarte bună. Da. Cred că ar trebui să o punem... Am reținut propunerea, ați făcut-o și acum două sau trei ședințe, da. O analizăm, ne interesează și terenul și calea de acces și alte aspecte și încercăm să mergem pe firul... Știu precis că acea cale de acces este, chiar dacă și se va putea lua, adică se va putea... Nu, dar nimic nu e imposibil. Dacă nu avem cale de acces, expropiem calea de acces. Noi trebuie să ne învățăm... Noi trebuie să ne învățăm să fim... Bun. Atunci a fost o harandala când s-o dat. Bine, acolo sunt 3-4 proprietari care au ieșit puțin în calea de acces. Acum, de bine voie sau nu, o să fie 200 de metri pătrați de da. Mine. Vă mulțumim, declar și ședința închisă. Și eu vă mulțumesc.